găsit și un salut! Vă iubesc, vă ador, mua! Vă pup! Bine ați revenit la Povești cu Clownela! Astăzi discutăm despre bunele maniere. Cât de importante sunt ele? Am putea oare trăi fără bunele maniere? Cum ar fi lumea? Cum am discutat? Eu zic că este practic imposibil să existăm și să comunicăm fără cuvinte magice, cum ar fi... Ia spuneți-mi voi, știți care sunt cuvintele magice? Cuvintele de politețe. Care sunt ele? Atunci când avem nevoie de ceva și rugăm, spunem te rog frumos. Și dacă primim, ce zicem? Mulțumesc sau mulțumesc frumos. Atunci când intrăm într-o încăpere, ne salutăm și spunem salut, bună ziua, bună seara. Când plecăm, ce zicem? Ce spunem atunci când plecăm? La revedere! Bine, și atunci când vrem să spunem cuiva cât de mult îi, ce spunem? Te iubesc! Și atunci când greșim, ne cerem iertare. Uite, astea sunt câteva din cuvintele de politețe, iar astăzi, din cartea Te rog și mulțumesc, de la editura Cartea Copiilor, sunt mai multe istorioare aici, eu am ales să o citesc pe cea cu vreau și nu vreau, e vorba de doi purceluși, frați, pe unul îl cheamă vreau, pe celălalt îl cheamă nu vreau. Care este aventura lor? Aflăm chiar acum împreună. Această carte o am de la librăria Cartego, o librărie tare drăguță și simpatică. Și trebuie să vă spun că în iunie voi beneficiați de 15% reducere folosind codul promoțional Clownela la orice carte, la orice produs, la orice joc de societate sau atelier pe care îl puteți procura chiar de la librărie. Și apropo, o să-mi facă plăcere să faceți o fotografie atunci când procurați și să ne dați tag să știm și noi că ați fost la librărie și că v-ați făcut plinul cu cărți minunate. Începem? Foarte bine! Ne așezăm comod, frumos și haideți să vedem istorioara purcelușilor. Purcelușul vreau și... purcelușul nu vreau. Familia Purceluș avea doi copii. Purcelușul vreau și purcelușul nu vreau. Corect. Dacă mama Purceluș îi ruga să o ajute cu ceva, purcelușul vreau spunea întotdeauna da, vreau! Dar purcelușul nu vreau spunea corect, nu vreau. Dacă tata purceluș îi ruga să facă mai puțină gălăgie când se joacă, purcelușul vreau spunea da, bine sau vreau, dar purcelușul nu vreau spunea mereu nu vreau. Când mama purceluș întreba oare ar vrea cineva să ducă gunoiul, cine crezi că răspundea imediat eu vreau? Ați ghicit, purcelușul vreau. În schimb, purcelușul nu vreau spunea nu vreau. Într-o zi, tata purceluș a spus: cine vrea să vină cu mine la atelier să mă ajute să lucrez la barcă? Purcelușul vreau a spus imediat: eu vreau! Ghicește, cine a spus eu nu vreau? Ați ghicit, cel de-al doilea purceluș a zis eu nu vreau. Așa că tata purceluș și purcelușul vreau au plecat cu mașina la atelierul de bărci. Purcelușul nu vreau a rămas acasă. Mama purceluș a lucrat toată după amiaza în camera ei la o carte pentru copii. Nu i-a dat nicio atenție purcelușului nu vreau. Asta a făcut-o intenționat. De ce? Aflăm imediat. Purcelușul nu vreau n-a avut cu cine să vorbească. A petrecut o zi foarte plictisitoare. A petrecut-o singur el, pentru că fratele lui, purcelușul vreau, era unde? Cu tatăl lui la atelier. Dar la atelier toți au lucrat cu spor și s-au simțit
foarte bine. Purcelușul Vreau l-a ajutat pe tata Purceluș să vopsească barca. Apoi, Purcelușul Vreau l-a ajutat pe Moș Banană să construiască o barcă în formă de... Ghiciți voi? Corect, în formă de banană. A ajutat-o apoi pe Sally să-și dea cu lac schiurile de apă. Ursulețul Willy l-a ridicat pe Purceluș cu scripetele pe catargul bărcii sale. Acolo, Purcelușul Vreau a montat girueta. Când muncești din greu, ți se face foarte foame. Așa că toată lumea a luat o pauză să mănânce înghețată. Vouă vă place înghețata? Mai ales acum pe timp de vară, neam, 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 înghețată, înghețată. Vai, dar cineva a uitat să ia și șervețele, pentru că nimeni nu avea acolo numele șervețel, probabil. Toți au mâncat înghețată și s-au murdărit. Când s-au întors acasă, spre seară, Purcelușul Vreau i-a povestit Purcelușului Nu Vreau ce zi grozavă a avut. A povestit tot ceea ce a făcut la atelier. Ce a făcut la atelier Purcelușul Vreau? Haideți să vedem dacă țineți minte. L-a ajutat pe tata să vopsească barca. Apoi cu Moș Banană a construit o barcă în formă de... Corect, de banană. Apoi a mai petrecut timpul cu Sally și cu ursulețul... Cum îl cheamă pe ursuleț? Willy! Bravo! Deci, dar ursulețul Nu Vreau, ce a făcut toată ziua acasă? Cum credeți? Citim imediat. Purcelușul Nu Vreau și-a dat seama că munca, mai ales când îi ajuți pe ceilalți, poate fi mai interesantă decât să nu faci nimic. Ar trebui să nu mai spun Nu Vreau, și-a zis Purcelușul. Oare îi reușește în continuare să scape de acest Nu Vreau? Și oare cum o să-l cheme de azi înainte pe acest purceluș Nu Vreau? Ei bine, chiar în ziua următoare, mama Purceluș i-a întrebat dacă vrea cineva să o ajute să măture. Eu vreau! A spus iute Purcelușul Vreau. Purcelușul Nu Vreau a spus imediat... Să vă întreb, cum credeți ce a spus Purcelușul Nu Vreau? A zis în continuare Nu Vreau? Cum credeți? Da sau nu? A zis Nu Vreau sau credeți că a spus altceva? Vă spun eu imediat. Imediat cum a răspuns Purcelușul Vreau, eu vreau, Purcelușul Nu Vreau a zis și eu! Deci Purcelușul Nu Vreau de azi înainte este Purcelușul și eu. Așa că din ziua aceea Purcelușul Nu Vreau i s-a spus Purcelușul și eu. Cine vrea să pună like la această poveste? Ia să răspundeți cu vreau sau nu vreau? Cine vrea să pună like la poveste? Să aud și să văd imediat. Vreau! Cine vrea să distribuie povestea? Vreau! Cine vrea să se aboneze la canalul nostru YouTube? Vreau! Și eu, și eu, și eu. Doar asta vreau să aud. Și eu, și eu, și eu vă voi recomanda și vă voi citi cele mai frumoase povești. Să știți că în această carte puteți găsi și alte povestioare. Vă zic imediat câteva titluri. Prieteni și vecini buni, de exemplu. Așa, petrecerea de ziua lui Dolly, mai este cu polițistul Murphy, reguli de siguranță, pare important să le știm. În vizită la Tilly, de exemplu, care ar fi cuvintele de politețe și cum ar trebui noi să ne comportăm atunci când mergem în vizită. Și o zi plină, cum mulțumim și ajutăm. Bine, vă amintesc că această carte o găsiți la Cartego și este numai bună de făcut cadou unui copil care vrea să fie politicos. Eu, Clownela, vă pup, vă îmbrățișez, vă reamintesc, punem like, dăm mai departe, adică distribuim și ne abonăm. Eu vă spun la revedere și un salut! Vă iubesc, vă ador, vă pup, pa!